Bine v-am regăsit! Cu mare bucurie vă invit astăzi la film. Colega mea, Alina Buzea, cea care aduce atât de multă emoție în casele dumneavoastră, cu fiecare reportaj secvențe Trinitas, a realizat filmul Lumina celor înțelepți. Bătrânețea este un dar de la Dumnezeu și suntem datori să avem grijă de înaintașii noștri, să le oferim compasiune, iubire și una acasă. Este unul dintre mesajele acestui film documentar dedicat anului omagial. Săptămâna trecută filmul a fost prezentat publicului la Muzeul Țăranului Român. Cum a fost primit de public, ce înseamnă bătrânețea, care sunt provocările și mai ales care sunt soluțiile cu care vine Biserica Ortodoxă Română, aflați imediat. Mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut timp chiar și pe o vreme gloioasă ca cea de astăzi, e să ne fiți alături și să vizionăm împreună această producție. Ne-am dorit nimic altceva decât prezentarea realității și a provocărilor actuale privind pastorația persoanelor vârstnice. Adam a trăit 930 de ani, Noe a trăit 950 de ani. Omul care a atins cea mai înaintată vârstă este Matusalem, 969 de ani. Ce sunt anii omului? Câți trebuie să numere ca să ajungă la căruntețea înțelepciunii? Câte primăveri trebuie să se scurgă pentru ca toamna să se așeze tihnit și să facă loc blând iernii? Ce face iarna nemiloasă și aspră? Dar ce o face blajină și dulce de purtat? Oare nu de modul în care ne-am plămădit și arat fiecare țărână primăvara? De cum am consumat căldura și tăria verii, de cum am cules roadele toamnei, depinde și liniștea iernii? Cu multe aplauze și lacrimi a fost primit filmul Lumina celor înțelepți săptămâna trecută la Muzeul Țăranului Român din București. Filmul documentar realizat de Departamentul Social al televiziunii Trinitas reprezintă o radiografie a situației persoanelor de vârsta a treia din România din punct de vedere duhovnicesc, medical, social, psihologic și etnologic. La eveniment, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Problema bătrâneții în țara noastră a devenit o problemă acută, așa cum vedem mereu pe canalele de televiziune, atunci când mergem pe stradă și întâlnim bătrânii care, prin expresia feței, ne transmit un strigăt de durere mut. Și asemenea nevoia ca biserica să-și adapteze mijloacele pastorale, misionare, pentru a răspunde nevoilor acestei categorii de vârstă. Pentru că, așa cum de fapt relevă și filmul, el ne arată
că schimbările sociale care s-au petrecut în societatea românească în ultimele 3 decenii au bulversat viața bătrânilor, așa cum au bulversat copilăria, adolescența, viața de familie, viața familiilor tinere și așa mai departe. Și atunci biserica trebuie să-și înnoiască mereu modul de a se raporta la nevoile tuturor categoriilor de credincioși, de membri ai societății noastre. Pe teritoriul țării noastre, Biserica Ortodoxă Română vine în sprijinul persoanelor vârstnice cu 53 de centre rezidențiale și 27 de centre de zi. Potrivit poruncii decalogului amintit aici de către Părintele Decan în film, cinstirea părinților este una din cele 10 comandamente, din cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. Și lucrul acesta s-a reflectat în cultura și civilizația românească. A abandona un părinte acum 30, 40 și în urmă la infinit într-o instituție a statului era cea mai compromisătoare atitudine pe care o putea să aibă un copil față de părinții lui. În semn de recunoaștere și apreciere a efortului depus în realizarea documentarului, colega noastră, Alina Buzea, a primit Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Luând aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, mărire, cinste și pace urcui face binele, în conformitate cu prerogativele conferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu, doamnei Alina Buzea, realizator Trinitas TV. Diploma anului omagial a fost oferită și membrilor Departamentului Social al Trinitas TV, care s-au implicat în realizarea filmului documentar, dar și colaboratorilor. Doamnei Alina Cândea, producător Trinitas TV. Doamnei Cristina Teleanu, realizator Trinitas TV. Domnișoarei Raluca Mihalache, realizator Trinitas TV. Doamnei Nicoleta Mănăilă, realizator Trinitas TV. Doamnei Camelia Popadiuc, capitanul realizatorului emisiunii Bunicii României. Și domnului Mihai Cândea, editor de imagine Trinitas TV. De asemenea, diploma anului omagial 2023 se acordă celor care au contribuit printr-un aport științific la realizarea acestui film, colaboratorilor filmului, părintelui profesor universitar dr. Constantin Preda, decanul Facultății de Teologie și Drept din Trinitate, preacuviosului părinte arhimandrit Antim David, starețul Spitului Măgureanu din Trinitate, doamnei academician Sabina Ispas, directorul Institutului de Etnografie și Cultură al Academiei Române, doamnei profesor universitar dr. Luiza Spiru, șef disciplină geriatrie, gerontologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, doamnei Aurelia Curaj, medic primar geriatrie, gerontologie, pentru colaborarea excepțională dovedită în parteneriat cu Trinitas TV și cu Radio Trinitas pentru realizarea emisiunii Info Senior în acest an omagial dedicat pastorației persoanelor vârstnice, precum și pentru toate proiectele cu impact major pe care le desfășoară, se acordă diploma anului omagial 2023 cu medalie Fundației Regale Margareta României. După vizionarea unui astfel de film documentar, nu poți rămâne indiferent. Îi felicit pe toți cei care au lucrat la acest superb documentar și cred că, într-adevăr, bătrânețea este pentru noi toți o șansă, pentru că e șansa unei adevărate metanoi, unei întoarceri către tine însuți și către Dumnezeu, dacă ne-ai făcut-o până atunci, și e, într-adevăr, o șansă. Să ne gândim că mulți dintre noi au unui tineri, fie la Revoluție, fie altcumva, și n-au avut poate această șansă de a se întoarce la timp și de a atinge duhovnicia. Este o inițiativă cutremurătoare și stau să mă întreb dacă fiecare dintre dumneavoastră, urmărind filmul, n-a simțit un fior, nu neapărat de teamă, dar de cutremurare, față de proximitatea infinitului, a veșniciei,
pe care oricine se apropie de această categorie de vârstă trebuie să o aibă în vedere, trebuie să o conștientizeze până la urmă și trebuie să știe să o trăiască cu înțelepciune, cu demnitate și, dacă vreți, și cu foarte multă luciditate. Luciditate înseamnă să accepți cine ești tu, să accepți proximitățile, să ai toleranță și mai ales foarte multă înțelegere, poate și puțină iubire. Bătrânețea, dar de la bunul Dumnezeu, este privită diferit în toate culturile planetei. Aceste culturi, în funcție de foarte multe coordonate, între care componenta spirituală și gândirea legată de sacru au un rol fundamental. Între aceste culturi, de foarte multă vreme am ajuns la concluzia, cultura românească este una dintre culturile cele mai apropiate de om. A fost, și spun a fost, nu spun, poate încă mai este în unele forme de exprimare, dar a fost una dintre cele mai calde, înțelegătoare și cooperante culturi în care s-au dezvoltat nu numai relațiile între oameni, relațiile cu tot ceea ce ne înconjoară, cu natura pe care o lucrăm, o prelucrăm, și mai ales cu transcendentul. Filmul respectiv a scos în evidență, cu multă înțelepciune, să spunem așa, ce înseamnă relația omului cu transcendentul prin această poziționare excepțională a vârstnicului față de imanenta întâlnire, trecere spre transcendent. Un moment extrem de emoționant a fost cel artistic, susținut de Maria Beatriz Bândoiu și Loredana Streche. Colega noastră, Alina Buzea, a primit ca o provocare acest film. Este cea care a dat voce celor care, de multe ori, în societatea noastră, nu mai sunt auziți. Dar sunt cei pe care avem datoria să îi iubim, să îi îngrijim și să le sărutăm mâinile pentru moștenirea pe care ne oferă. Mesajul filmului este să privim bătrânețea ca un dar al lui Dumnezeu, pentru că aud de foarte multe ori mulți tineri, persoane adulte care spun: eu decât să îmbătrânesc și să ajung să nu mai am frumusețea tinereții, să duc mari suferințe și să fiu o povară pentru copiii mei, m-aș ruga la Dumnezeu să mă ia până ajung la această suferință. Ori filmul ăsta vine să reașeze această valoare duhovnicească a bătrâneții, pentru că din păcate societatea în care trăim astăzi ne promovează constant o tinerețe fără bătrânețe, o viață doar într-un confort constant și nu mai acceptăm suferința. Ori noi trebuie să privim bătrânețea în primul rând ca pe un timp al pocăinței și ca un dar. Fiecare secundă e un dar de la Dumnezeu și pentru asta trebuie să fim mulțumitori, recunoscători și responsabili. Din păcate, bătrânii se confruntă cu tot felul de lipsuri, să nu uităm de exodul tinerilor în străinătate. Româncele noastre îngrijesc alte mame, iar mamele rămân acasă a nimănui. De multe ori, grija aceasta rămâne, în primul rând, pe umerii bisericii și preoții fac o muncă extraordinară și exemplară, pentru că sunt, cred, singurii care îi vizitează în mod constant și care le știu neputințele. Știu foarte mulți preoți care, de la ulei, la încărcat cartele telefonice, fac tot ce e posibil omenește pentru bătrânii aceștia singuri și uitați. Și cred că mesajul acesta este să avem grijă cum ne purtăm noi la tinerețe, pentru că așa ne vom așterne și bătrânețea, și de asemenea să nu uităm pe bătrânii noștri și, dacă ajungem timpul acesta, pentru că numai Dumnezeu știe, să-L prețuim și să-L primim așa cu neputințele Lui, pentru că este un timp mai îndelungat pentru mântuirea noastră, pentru întâlnirea noastră cu Hristos. Bătrânețea reprezintă un timp al pocăinței și al apropierii de marea trecere către veșnicie. Este o șansă, o întoarcere către Dumnezeu.
Nu m-am gândit la bunicii mei când am realizat acest film, pentru că doar pe bunica din partea mamei, pe bunica Ioana, am cunoscut-o foarte bine, pentru că a trăit până acum câțiva ani și a trecut la cele veșnice, chiar în ziua de prăznuire a unui sfânt foarte drag mie, Sfântul Nectarie. Pe bunicul din partea mamei l-am cunoscut foarte puțin, a murit după o grea suferință când eram eu în clasele primare, iar pe bunicii din partea tatălui nu i-am cunoscut deloc. În schimb, îmi spune mama că semănam foarte bine cu tatăl tatălui și că sunt singura care îi moștenește ochii negri. E o emoție așa, dar îi pomenesc în rugăciunile mele. Bunica Ioana rămâne o dulce icoană pentru mine, pentru că a fost un om cu o viață foarte grea, a rămas orfană de mamă de mică și a fost un om de o bunătate exemplară. Din nimicul ei îți dădea ție aproape tot și bunătatea asta a moștenit-o mama mea și când mă gândesc la ea, mă gândesc la bătrânul acela simplu și plin de dragoste pentru ceilalți. Un film despre oamenii valoroși, despre puterea rugăciunii, despre datoria pe care o avem față de cei care ne-au crescut, astfel au descris cei prezenți lumina celor înțelepți. Asta e viața. Bătrânețea e foarte frumoasă. E foarte frumoasă. Am lucrat mult, am făcut multe filme, m-am întâlnit cu mulți bătrâni din România. Ei sunt de poveste. Tinerii trebuie să ia exemplu bătrânilor. Am văzut lucruri extraordinare. Bătrânii au demnitatea în lor, își poartă bătrânețea cu cinste, cu demnitate. Sunt sobri, sunt extraordinari, sunt vii. Sunt între bătrâni că ai impresia că întineresc prin felul lor de a se comporta, prin manifestările lor, prin tot ceea ce fac. Asta o văd eu pe pielea mea. Cu cât îmbătrânesc, cu atâta mi se potrivesc mai bine horile. Un film extrem de important pentru că el readuce în discuție persoana vârstnică. Persoana vârstnică este și cea pe care o regăsim în spitale. Și ceea ce este surprinzător este că după 70-80 de ani de viață, acești oameni pe patul de spital înaintea morții își mai doresc să aibă timp. De aceea cred că cel mai important lucru este să fructificăm acest timp și acești oameni vor să aibă timp pentru evoluția lor spirituală. Foarte mulți își dau seama că au irosit anii vieții pe tot felul de probleme materiale și trupești și nu s-au dedicat acelor probleme care țin de intimitatea sufletului lor. Și atunci când îi vezi că vor încă 2 săptămâni, pentru că mai au nevoie să vorbească cu rudele, cu familia, să-și ceară iertare, să plece în păcați din această lume, îți dai seama de fapt că în acest moment avem nevoie de această introspecție și documentarul aduce tocmai aceste elemente ale importanței evoluției spirituale. Ai zis foarte legat de vârstnici și tot ce ține de acest aspect mă emoționează profund, mai ales că e o tristă realitate pe care o știm cu toții și uneori o evităm. Evităm să vorbim despre. Și mă bucur că s-a făcut documentarul ăsta, sper să-l vadă cât mai multă lume și să conștientizeze în primul rând singurătatea bătrânilor. A fost o seară foarte plăcută, cu multă bucurie și entuziasm să văd că se face un astfel de material atât de frumos și de valoros despre oameni cu multă valoare pentru România. Bătrânețea trebuie privită cu ochi calzi și cu bucurie, să ne bucurăm că avem bătrâni alături de la care putem învăța și a căror înțelepciune ne poate fi o lecție și să profităm de asta cât de mult putem. Am plecat acasă cu un gând, să ne sunăm bunicii și părinții, să le fim alături celor care sunt singuri, celor care au nevoie de sprijin. Este datoria noastră. Este un fel de moarte identitară. Pentru cei cărora ghemul vieții se apropie de final, ar trebui cu toții să ne îngrijim să le oferim un permanent acasă, fiecare după putința sa. Să nu le lăsăm rănile să doară și mai tare, să nu îi lăsăm ca apăsarea singurătății să îi cuprindă, să îi încredințăm că în purtarea de grijă a milostivului Dumnezeu, nimeni nu este uitat și singur. Și, chiar și atunci când timpul pare că nu mai are timp, e încă răgaz pentru mântuire. Atâta vreme cât omul îl are pe Dumnezeu, are totul.